un pic. Că figura asta mi-a făcut-o. Nu se vede nimic pentru că... Da. Nu se poate să mă fac eu. Da. Zi. Bună ziua și a revenit cu Dan la Prof Online, că așa. Exerciții de matematică. Așa să la fie. Nu, la geometrie. La geometrie, așa să fie, Andy. Pentru că chiar, spun, ne-a fost doar de prezența ta, am simțit lipsa ta. Deci probleme de geometrie, da? Geometrie este spectaculos frumoasă, interesantă. Aici ne-am obișnuit, citim cu atenție problema, vedem ipoteza, vedem ce ni se oferă, constatăm clar sau suntem atenți la ceea ce trebuie să aflăm și acum noi trebuie în demonstrație să facem drumul. De la ce ni se oferă la ceea ce trebuie să demonstrăm, la ce trebuie să ajungem. Da? Așadar, reluăm problema aceea care spune așa, se dă un dreptunghi. Atenție, când am zis se dă un dreptunghi, spui nu degeaba. Și ce poți să spui despre un dreptunghi? Ce calități, ce lucruri importante are un dreptunghi, Miruna? Că ar fi A, B și... Are laturile egale și... Laturile opuse egale, două câte două. Cu ajutul A cu B și D cu A, B. Și încă ceva mai are. Și are toate unghiurile de 60 grade. 60 de grade? De 90 de grade. 60 de și grade. Și paralele două câte două. Și paralele două câte două. Deci laturile opuse sunt paralele două câte două și egale. Da? Paralele și egale două câte două. Unghiurile toate din 90 de grade. Foarte important. Da? Că nu se știe dacă nu cumva avem nevoie în problemă. Laturile opuse paralele și egale, două câte două. Noi spunem congruente în limbajul ăsta. Da. Și paralele și congruente două câte două. Și dacă cumva va fi... Diagonalele sunt iarăși congruente. Da? Deci diagonalele sunt congruente. Adică lungimea ăsta e egală cu lungimea celălalt și se înjumătățesc iarăși lucrurile acestea. Deci, când am zis numai dreptunghi am pronunțat, aceste lucruri le-am în minte. Laturile opuse paralele două câte două. Nu se știe, poate apare vreo dreaptă care de taie. Și atunci, unghiurile se formează pe de unghiuri, alterne interne, alterne externe corespondente. Deci totul, în mintea mea, se declanșează cu ocazia asta. Paralelismul la ce mi-ar folosi? La faptul că, nu? Paralelita intersecantă formează perechi de unghiuri, alterne interne, alterne externe corespondente. Egalitatea laturilor. La ce mi-ar folosi? Probabil că dacă cumva mi se va cere ca două triunghiuri să fie congruente, latura asta e cât asta, o am în vedere. La fel asta cât asta. Deci aceste lucruri deodată, numai când se dă un dreptunghi. Și mi-a osărit în legătură cu dreptunghiul acela toate proprietățile. Așa trebuie făcută geometria. Acum, deci autorul nu în loc să ne spună latura asta e cât asta, astea sunt paralele și nu știu ce, toate informațiile, spune să dă un dreptunghi, ca să-i spune pe toate. Și să vadă și dacă voi știți că... Păi asta e. Asta este lucru important, dacă aceste lucruri sunt cunoscute. După care, zice, pe BC, se construiește un triunghi echilateral. Pe BC, cu mărimea lui BC. Aici compas cu tine. Ce înseamnă ca să construim, Adi, un triunghi echilateral? Deschizătoarea compasului are aceeași lungime cât are BC. Sigur că da. Și cu vârful în C trasăm un arc de cerc, apoi cu vârful în B un arc de cerc. Și am aflat fix. Și cele două arce s-au intersectat, vă rog să le executați așa. Deci, să construim pe BC un triunghi echilateral. Da? Miruna? Deci un triunghi echilateral cu vârful în așa trasez un arc de cerc. La fel și dincolo. Acum cred că e schimbat dimensiunea, deci fixez. Așa. Și acum unește ăla cu ăla și triunghiul este echilateral. Eu îl trag așa cum cred eu din ochi. Și BCE. BCE, triunghiul echilateral. Apoi,
pe latura AB, al NALDO, construim un triunghi echilateral. Da? Triunghi echilateral. A, B, E. F, F. Da, A, B, F. Așa am notat și de-a fapt, da? Deci mulți și într-o parte și în alta, ai trasat așa și le-ai unit, ai sigur triunghiul echilateral BCE și ABF. Bun. Când am zis triunghi echilateral, ce ai în minte, Adi? Triunghiurile de la bază sunt congruente. Nu, echilateral. Echilateral, nu isoscel. Isoscel ăla este așa cu unghiul la bază, ăsta. Că toate laturile sunt egale. Odată? Unghiurile de 60 de grade. Toate unghiurile sunt de 60 de grade. A, F e congruent cu F, B și asta. Da, asta înseamnă că laturile sunt congruente, unghiurile 60 de grade. Și dacă duci o... Să duci mediană. Ce înseamnă mediană? Mediatoare învățat, e mediană. Mediatoare învățat? Da. Mediatoare ce înseamnă? Perpendicular pe dreapta. Pe mijlocul laturii opuse. Da. Deci, dacă duci mediatoarea laturii acestea, ea trece chiar prin vârf. Chiar prin vârf. Pentru că pe mediatoare, am vorbit, toate punctele sunt la egală distanță. Da. Și dacă asta e egală cu asta, înseamnă că e limpede, punctul este pe mediatoarea segmentului bazei, nu? E, acum, de oriunde îi duce, mediatoarea, toate se întâmplă că mediatoarele sunt în același timp și înălțim, da, că perpendicular, și bisectoare, că împarte da, unghiul, două unghiuri congruente. Deci vezi, asta trebuie să înțelegi, că într-un triunghi isoscel, mediatoarea adusă e și înălțime, și bisectoare, e și mediană, o să învățați și mediană, adică unde este vârful cu mijlocul laturii opuse. De toate, se suprapune, este una și aceeași. Și în echilateral la fel? What? Echilateral cu atât mai mult. Cu atât mai mult. Că echilateralul e în fel de isoscel pe rând privindul. Din C, din E, din B. Ai înțeles? De ce are? Deci, din echilateral, în echilateral adică de oriunde îi duci. Dacă duci din C, înălțimea e și mediană și mediatoare. Și înălțimea din E la fel. Din E la fel, din B la fel. Deci asta este spectaculos. Astea sunt lucrurile importante. Când a zis, se construiește un dreptunghi, laturile opuse sunt paralele de 8 2 și congruente, unghiurile sunt 90 de grade, că ce mai avem, diagonalele sunt egale și se jumătățesc. Asta era perfect setul de informații. Triunghi echilateral. Toate unghiurile 60 de grade, laturile sunt egale. Apoi, că de oriunde duce înălțimea și mediană și mediatoare și bisectoare din orice vârf într-un triunghi echilateral. Astea sunt lucruri informații foarte importante. Bun. Deci, în ipoteză, să zicem. Ipoteză. A, B, C, D, dreptunghi. Facem acum. Imediat. Nu am vrut să scriu ipoteza de până acum. Da? Deci, A, B, C, D, dreptunghi. Triunghiul BCE, echilateral. BCE și ABF, ABF, acolată, triunghiul echilateral. Cam atât îți dă în ipoteză. Hai să mai dăm în ipoteză că AF prelungită și cu E, cu EC, se întâlnesc într-un punct aici. Eu sunt nevoie să șterg acolo și scriu ipoteza la altă parte, că... Și la fel ar trebui. Da? Din păcate, aici trebuia să am grijă că asta se întâlnește cu cealaltă într-un punct E. Da? Se întâlnește într-un punct E. Da, într-un punct E. Și acum, problema este, să scriu în ipoteză, în ipoteză avem A, B, C, D, dreptunghi. Deci, ziceți că A, D, congruent cu C, B și D, C, congruent cu A, B, nu? Cum?
Și de aici rezultă că doar... De unde de aici? Din ABCD de drept. Ah, poate așa le avem, când va fi timpul, vom aduce asta, minte, da? Nu scrie. Mai deci știi nu ceva scrie. De desenat? Sau nu? Da, o să mai fie, dar tot acolo, în interiorul desenat. Rămânem în interiorul figurii. Da. Deci, A de A, B, C de dreptunghi, apoi am spus... B, C, E și A, B, C, E și A, B, F, triunghiuri echilaterale. Și am zis ce e interpretat cu aer. Da, și? Ce e intersectat cu AF? Ce e intersectat cu A? E egal cu punctul M. Egal cu mulțimea formată din punctul M. Și asta am... Nu, nu-i concluzie. Tot în ipoteză, da? Tot în ipoteză. Dar ce? Poate. Ce se pune? Ce e? Ce e intersectează da. Cu AE egal cu punctul M. Și cam atât, nu? În concluzie. Ce cerem? Vrem să arătăm AD pentru început. Că D e este cât A e. D e egal cu A e. Sau congruent, mai bine spus. D e, segmentul D e congruent cu segmentul A e. Scriem în nouă limbaj. Și congruent mai departe, mai ziceam? Nu, nu, nu. Lăsăm ca să încărcăm figura. Okay. Mai întâi să arătăm că D e e cât A e. Ce? D e? Congruent cu? A, E. Deci D, E, congruent cu A, E. Luăm triunghiul D, C, E cu A, B, E. Adică, zice, Mirana zice D, C, E da. Cu A, B, E. De ce? Că D, E intră în triunghiul acela. Da, și A, E... Intră în celălalt triunghi. Deci, ca să arătăm că două segmente sunt congruente, ce bine ar fi să găsim două triunghiuri în care să intre D, E-ul și atunci cel de-al treilea vârf ca să desenezi triunghiul, D, C, E, se vede, și D, și A, E, D, B, E. Da. Și acum, înainte de a începe să redactăm chestia asta, dacă triunghiurile ar fi congruente, și acum visez, tu, eu, ceea ce spun acum este ce se întâmplă în mintea ta, a fiecărui dintre noi. Ce bine, ar fi ca cele două triunghiuri luate în discuție să fie congruente. Și zici, măi, trebuie să mă plasez într-un caz de congruență. AB este paralelă cu DC. Deci AB nu numai că e paralelă din dreptunghi și este chiar egală. Da. AB e congruent cu DC. DC, da. Unghiul ABE e congruent cu unghiul DCE. De unde știi? Că unghiul B și C are 90 de grade. Păi numai atât e 90 de grade. Dar tu vorbești de A, B, E, adică tot. Da, e că B are 60, tot 90, 60, 180. Asta e mai, 90 și 60 din coace. Deci de la triunghi echilateral nu degeaba s-a dat informația. Deci când noi am discutat de magnetică s-au construit triunghiul B, C, E, nu degeaba am insistat că unghiul este 60 de grade. Că atâta că mai folosește 60 cu 90? 150. La fel de acolo, 90-60? Da. Deci am latura asta e cât asta. Da. Unghiul A... Tot din B egal. Da, tot din B. Deci, o clip, unghiul de ce ieri ai spus ăsta, da. E cât ăsta. Da. Așa, și îți mai trebuie latură, unghi și acum latură. Și că e cu B, e. Din ce motiv că e este cât B, e? Din ce motiv? Pentru că se echilateral. Din triunghi echilateral. Deci asta e cât asta. Gata, din informație. Deci cele două triunghiuri îți fac serviciu perfect. Deci zici, scrie, spune-mi acum, la demonstrație. Demonstrație. Fie, zi, fie triunghiul. Fie triunghiul A, E, B. Da, A, E, B. Mirona, du-te mai departe. Da. Dacă ai redactat asta, îți mai dau eu. Arată-mi că și D, E, D, E, Miruna, este că D, F. D, E, D, F, pardon, că D, E. D, F, că D, E. Deci, fie triunghiul A, E, B și triunghiul D, E, C. D, E, C. Despre care poți să spui că au? Au A, B congruentă cu D, C. De unde? Din ipoteză. A, B congruentă cu D, C. Din ipoteză. Da. Apoi. Unghiul ăsta
Ce e congruentă cu buie? Ce e congruentă cu buie? De unde? Tot din ipoteză. Da. Ce e congruentă cu buie? Tot din ipoteză. Da, și unghiul ABE. 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 Congruent cu DCE. Cu DCE. Și câte grade au? Chiar? 150. Spune-mi un 90. Un 90 plus 60, ca să înțeleagă tot omul, un 90 plus 60 de grade și egal cu 150 de grade. Dacă am motivat așa în paranteză, să subînțelege de ce. Și de aici rezultă că triunghiurile, conform cazului de congruență care? Conform latura unghiului latura. Așa, rezultă că? Rezultă că triunghiurile A e B, așa. A e B, congruent cu triunghiul D e C. Da, cu triunghiul D e C. Da, și deci rezultă că toate elementele care nu le-au luat în discuție sunt congruente. Adică? Adică D e. D e foarte bine, D e, că n-a fost luată. D e congruent cu AE. Și chiar asta ne trebuia da. Nouă, subliniem. Asta a fost lucru important. Da. Unghiul AEB. AEB. A. E, B, da, A, E, B, unghiul acela, congruent cu care unghiul? Congruent cu unghiul D, E, C. Cu D, E, C. De ce? De ce ai spus tu că unghiul ăsta e cât ăsta? Unghiul ăsta, din triunghiul ăsta, se uită spre A, B. Da, și acolo, de ăla, se uită spre C, D. Și cum C, D și cu A, B sunt congruente? Da. În triunghiul congruent, la latura congruent, corespund unghiul congruent. Deci unghiul A, E, B, congruent cu unghiul? D, E, C. Cu unghiul D, E, C. Da. Și încă, al treilea unghi. Și E, A, B. E, A, B, foarte bine. E, A, B, congruent. Congruent cu E, D, C. E, D, C, foarte bine. E, D, C. Nu ne-am mai cerut autorul, dar obișnuim noi să le scrie. Da. Bun. Acum, Adi, să ne ducem noi. Vrem să arătăm că D e, da. E congruent cu D, F. Cu D, F. Da, că D e. Cu D, F. Aha. Deci, D, mai avem și asta de cerut. D. E. Cu D, F. Păi fie triunghiul DAF și DCE. Sigur că da. Deci ochiul spune că DF intră în DAE. Da. Și parcă cele două triunghiuri sunt congruente. O vedem noi dacă reușim. Deci fie triunghiul la care ne-am oprit, acesta. Deci fie triunghiul. Fie triunghiurile DAF. Da. Și triunghiul DCE. De ce e? De A, E și de ce e? Despre cele două triunghiuri poți să spui. Ce au? Avem copii, vreau să facă și el efortul și sigur descoperă. Dar nici nu știu, i-am suflat eu. La unghi vreau să-i. Hai să vedem. Păi... A, D... O latură, nu? Da. A triunghiului ăsta. A, D, cu o latură a triunghiului ăsta. C, A, D, cu... Ți se pare A, D cu cine trebuie să fie? Cu C, B. Nu, cu C, E. Cu C, E de aici, da. Nu? Uh-huh. Dar trebuie să raționezi, să vezi dacă e adevărat. Dar A, D, cu cine? Este latura a dreptunghiului. Da. A, D, asta cu cine este într-un dreptunghi congruentă? Cu C, B. Cu C, B. Dar C, B, ca latura triunghiului echilateral, este cât ce e. Da. Ai văzut? Da. Ai înțeles și tu? Da. Deci, vezi, așa trebuie să urmărești. Stai, măi, o clipă. După cum îmi dau eu seama, A, B pare a fi cât ce e din triunghiul celălalt. Dar trebuie să... Nu că pare. Trebuie să am argumente. Corect. Da? Deci, zic, A, D... Îi mai mă întreb. A, de ce este dat în problemă? Ca latura unui dreptunghi. Da. Dar latura opusă, asta e congruentă cu cea opusă, cu CB.
Dar CB este cât EIF din cauza că aici e triunghi echilateral. Așa raționăm și noi. Zicem. Zicem așa. Așa scriem. Chiar așa zicem. AD congruent. AD. Congruent cu. Congruent cu. Ce e? Nu, nu, nu deodată cu ce e. Cu CB. Cu CB, așa spune. Cu CB. Din ipoteză. Din ipoteză, foarte tare. Ipoteză. Pe urmă. După aia, unghiul... Nu, 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 nu. CB cu cine este? A, CB este congruent cu ce e. Așa scrie. CB. Congruent cu ce, ce e. Tot din ipoteză. Tot din ipoteză. Da, rezultă. Din cele două acolate, rezultă că dacă ce bui cu asta și ce bui și cu cealaltă, înseamnă că AD că cât ce e. E, da. Deci AD. AD congruent cu ce e. Deci așa trebuie redactat, ca să fie clar convingător. Da? Deci AD congruent cu ce e. Așa. Pe urmă, AD. Unghiul... Mi se pare mie, așa, 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 unghiul care unghiul DAF DAF cu DCE. Pare să fie, dar motivează de ce? Deoarece acolo în unghiul ăla avem 90 grade și cu încă 60 ne dă 150. Din coacea e tot așa, da. 90 am mai discutat. Deci ai argumente foarte clar. DAF. DAF. Deci unghiul de a să scrie aici adic. DAF congruent cu DCE. De ce e, da. Deci, și pui aici 90 plus 60. Plus 60 de grade. Da. Egal cu 150 de grade. Și acum ești nebunit să închei latură unilatură, adică obligatoriu, după ce ai arătat că asta e cât asta, obligatoriu trebuie să arăți că latura asta e cât cine? Care AF? Da. Cu egal cu DC. Neapărat trebuie să-ți iasă. Asta e F cu DC. Dar trebuie să-ți iasă. Ori nu avem asta. Nu-i dat în ipoteză. Cum facem? De ce? De ce e latura dreptunghiului? Da. Și e congruentă cu un dreptunghi cu cine? Într-un dreptunghi, laturile opuse sunt congruente. Congruente. Cu da. Toată convingerea. Păi și dacă sunt congruent... Deci dacă de ce e congruent cu AB? Atunci EF e... AF? AF e congruent cu AB. AB ca latura triunghiului da. E echilateral. E echilateral, așa. Și atunci AB este odată cu DC. Da. Tot AB cu cât AF, înseamnă că AF este cât DC. DC. Dar trebuie să le redactăm. Și zicem, DC, DC... Ai terminat de luna? Da. Cu cât e fapt? Arată-mi că D, nu, că D e, este cât C e. Deci D e, D e, congruent cu C e. Da. Deci de ce? Da, congruent cu... Cu cine AB? De ce congruent cu AB? De unde știi? Din ipoteză. Așa. Din ipoteză. Apoi. Și mai știm că AF... Așa, AF. AF congruentă cu AB. Da. Tot din ipoteză. Ca la trebuie clar, da? Din tot ipoteză. Și din astea două rezultă că de ce... E congruentă cu AF. Congruentă cu AF. Da. Și acum ești? Cu latură, unghi latură, exact. Deci acolo, din cele câte trei lucruri, da, rezultă... conform latură, unghi latură, da. Triunghiul de luat în discuții, vorba de triunghiul. Triunghiul DAF. Da, DAF. DAF. Și congruent cu triunghiul DCE. Un triunghiul de ce e. E. Și fiind congruente triunghiului, da. Toate elementele sunt congruente două cu de două, adică? Așa. BF. Deci, da, nu, că tot e la fel. Deci, da. Uită-te clar, celelalte elemente neluate în discuție,
A, da. Unghiul TFA. A, da, este numai cu latură, că madula acolo am prins. A treia latură, știi ce este? A treia, care e, să vedem, am prins de... A, de cu ce e, ai zis. De ce cu AF? Și mai este BF cu DE. DE cu DF. Nu DE cu DF. Chiar trebuie, da. Trebuie să arătăm, măi, Adi. DE cu DF. Așa. Deci, imediat pe asta o puntez. Deci, DE, a treia latură, congruentă cu... DE concurentă cu CF. Deci DE cu DF. Cu DF. Și subliniem că asta, asta ai avut-o de arătat. Și unghiul DEFA. Ai terminat-o? Arată-mi și că A e congruent. A e congruent cu EF. Da. Zicem. Unghiul ăsta DEFA. Unghiul DEFA. Congruent cu triunghiul. Unghiul DEC. Deci DEFA cu DEC. Că DEFA, DEFA se uită spre cine? Spre AD. Da. Și dincolo Ies uită spre CD. Ies uită spre CD. Atunci asta nu-i cât asta, Adi. Nu-i bine. Deci a zis D, E, F, A. A zis că D, D, a zis că A, D, cât ce e. A, D, cât ce e. Atunci, ce se uită spre ce e? C, D, F. C, D, E. Așa. Deci atenție multe. Nu? C, D, E. Da? De e fac spre ce de și cu ce de e. Și în sfârșit al treilea unghi. Păi care mai este ăla? Deu. Păi Deu l-am luat acum. Deu cu da. Ăsta din F. Ăsta de aici Deu da. E vrut să spui. Adică A, D, F. A, D, F. Congruent cu D, E, de ce? Mai curaj, mai curaj. De ce? Nici nu cabe discuții. Pentru că ADF, ADF se uită spre AF. Da. Iar în partea cealaltă, DEC. Se uită. DEC se uită spre DC. Da. Da. Și cum mai ales congruent, unghiile așa se congruent. Bun. Hai că suntem în urmă la cine? Pe primele două le-am făcut, Adi, da? Da. Hai să ne gândim la DE cu CF. La DE. Cu ce fă? Cu ce fă? DE. Ce fă? DE. Ce fă? Păi, fie triunghiul. DE cu ce fă, da? Da, fie triunghiurile CBF. Fie triunghiurile. Triunghiul CB. CBF. CBF, da, și? CBF și triunghiul. Și triunghiul, ia să vedem care i-a zis, cu care se cuprinde pe DE. Pe DE. Păi DE C. DE C, sigur că da. Și triunghiul DE C. Despre cele două triunghiuri poți să spui. O, ia să vedem. Unghiul ăsta... Nu, cu unghiul cu latură începem. CB e egală cu AD. CB. Da. E cât A e? Este cât AD. AD, da. Da. Dar tu ai triunghiul care luat în discuție? CBF cu DEC. CBF, adică ăsta, da? Da. Și cu DEC. Da, avem unghiul. Lasă-mă, latură, sunt vorbim cu latură.
Deci de ce e? Ce e cu D E? Ce e cu D E? Nu știm. Tocmai asta trebuie să arăți. Ce e cu D E trebuie să arăți. Ăsta e motivul pentru... B F cu D C. B F cu D C. Din ce motiv B F cu D C? Nu văd aici. Asta cu asta. De ce? Bufu pare a fi deșteaptă ideea, că bufu pare a fi că de ce, da? Pentru că ce B e cât A de și cum... Ce, ce B e cât A de, dar fugi din problemă iarăși. Tu te-ai orientat să arăți că bufu este cât de ce. Hai, 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 dar de ce B e cât A de? Calatura de dreptunghiului? Păi și AB nu-i cât BF cât A dreptunghiului e echilateral? Păi, atenție! Păi jucăm același lucru, doar suntem aceeași figură. Mai ne-ntoarcă. Deci? S-ca multe linii. Păi nu mă, dar trebuie să vedeți. De clipa în care tu te opri la triunghiul ăsta, din ce motiv la triunghiul ăsta? Că intra de eu. Corect. De eu. Da. Și ce F-ul? Pentru că intra în triunghiul ăsta, C, B, F. De asta e opriat triunghiul ăsta. Da. Și despre cele două triunghiuri, acolo e foarte tare și ești atent și zici, mă, ce au? Hai să iei un element al triunghiului, o latură. De ce acestuia? Pare a fi cu B, F. Dar e departe. Dar ajung eu acolo. Că de ce? Ce este de ce? Latura a dreptunghiului. Latura asta e congruentă cu asta ca fiind laturi opuse, sunt dreptunghi. Da. Iar AB e cât BF din cauza că e latura triunghiului echilateral. Și atunci, dacă asta e cât asta, iar asta e cât asta... Atunci așa dă că e cât BF. Sigur. Deci asta e simplu. Dar hai să redactăm acum. Zi. Deci, DC congruent cu AB. Da. Congruent cu AB din ce motiv? Din ipoteză. Da, din ipoteză. Da. Apoi. Ipoteză. Apoi avem că AB e cât BF. AB congruent cu BF. BF. Și de aici din ipoteză. Și din astea două rezultă că DC e congruent cu BF. Congruent cu BF. Miru, ne-ai mai dat în continuare. Da, 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 da. Deci am câte până acum? Toate. Dar ei e am dat-o. Da. Se leagă toate cinci acum? Da, se leagă. De e cât a e. Da. A e pe unde este? A e cât e f. Da. E f-ul. Unde mai se leagă? E f-ul. Că aș vrea să fie congruența celor, adică asta, cât asta, cât asta. Cât de e, cât a e, cât de e, cât ce e, cât e e. Așa se lege de aici. Da. Că sunt numai patru. Trebuie să se încheie undeva. De e, cât a e, cât de e, cât ce e, cât e e. Uitați-vă. De e, cât a e. De e, cât a e. Cât de e. Și de f, cât de e. Deci de e, cât a e. Cât de f, d f. Cât de f. Cât g f. Cât ce f. Și cât a e f. Da? Și cât e f. Cât e F. Toate cinci. Deci toate cinci s-au legat. Da. Acum, Miruna, arată-mi că punctul, întrebarea a doua, ar fi să arăți că FB bisectoarea unghiului CFE. CFE. Și că, tot aici, și că EB, adică trecând din E, E B, e bisectoarea unghiului A, E, F. A, E, F. A, E, F. Hai să ne să concentrăm aici. Deci, adică, am arătat că latura de aici e cât asta. Bine ar fi ca unghiul ăsta de aici să fie cât unghiul ăsta. Păi, ui. Da? Păi, dintre unghiul echilateral. Deci 90 plus 60. 90 plus 60 e și problema, da? Deci zicem unghiul, să spunem acum. Unghiul care era DCE. DCE. DCE
congruent cu care nu are CBF. Da, cu CBF. CBF. Și motivăm în paranteză 90 plus... Plus 60. Da. Vezi, egal cu 150. Și acum ne trebuie care latură? Deci latură, latură, unghi și latura care se lege. Ce e cu... care trebuia cu B, e parcă, nu? Ce e cu B, C. Ce e? Păi da, e congruent, deoarece triunghiul echi lateral, toate laturile sunt egale. Sigur, adăugăm aici fără emoții, da? Ce e congruent cu Z? Ce e congruent cu B? Din ipoteză, da. Conform acum suntem pe cazul latură. Triunghiul luat în discuție. Triunghiul CBF. Triunghiul CBF congruent cu triunghiul DEC. DEC. Și fiind congruente, toate elementele sunt congruente, da. Două câte două. Oricum ne am rămas. Ia să vedem. Am folosit. Și trebuie să demonstrăm că am lăsat-o mamă. A, D e congruent cu D, D, F. D e congruent cu C, F. Da. D e cu C, F. Da. Adică la a treia. D e congruent cu C, F și sub D. D e congruent cu C, F. Cu C, F. Și subliniem că asta ne interesa, da. Și cum adăugă și celălalt element. Da. Unghiul CBF. CBF. CBF, adică ăsta, deși l-am luat în discuții, când am folosit-o. Atunci unghiul CFB. CFB, privește spre cine CFB? Spre CB. CB. Și acum spre latura care e congruentă din triunghiul celălalt, CB era congruentă cu CE. Da. Și spre ce e cin? Te duci înapoi. Dă e. Dă că. Unghiul care? De ce? Nu unghiul, unghiul. Unghiul mă interesează. A, unghiul ce de... Ce de F. Ce de așa. Da? Deci spunem că ce F, B. Ce F, B. Congruent cu unghiul. Ce F, B. Congruent cu unghiul. E ce... Nu, e de ce. E de ce. E, de, ce. Și al treilea unghi, adică de aici din E, da. Cu ăsta din C, deci micuț. Al treilea din E aici, ce e D. Ce e D. Ce, ce e. E D. Congruent cu, cu D, nu, cu ce e D. Nu. Deci ce e, ce cu e. Cu B, ce da, e. Cu B, cu E. Cu B. Deci, ce e D, adică asta da, D? Cu B, ce e? Cu B, ce e, foarte bine. Cu B, ce e. Și cu asta am arătat și congruența D, E cu C, F, da? D, acum, E cu C, F. Să arătăm A, E cu E, F. A, E cu E, F. F. Urmărește două triunghiuri, în care într-unul se intre A, E, alta se intre într-alt trebuie să intre E, F. Deci, A, E, unde este? A, E, congruent cu E, E, E. A, E, cu E, F. Păi fie triunghiul E, B, F. E, B, F, da? Fie triunghiul. Deci, E, B, F și... Triunghiul și triunghiul A, E, B. A, E, B. Foarte bine. Triunghiul A, E, deci, B. Deci pe asta nu putem să zicem că au... Au. Ca să vedem. E, B, F. Îl vezi, nu? E, B, F. Și A, B, E. Și A, B, E. Unghiul e comun.
Nu, nu putem spune că e un comun. E greu să te vorbim. Au vârf comun, poți să spui. Da. Dar altcineva este comun. Între lângă A, B, E și E, B, F. Cine este comun? E, B, mă. E, B este și într-un triunghi și în celălalt triunghi. Da? Deci E, B. Zice-mi, E, B. Latură comună. Da, latură comună. Apoi. Așa, după aia, nu știu, unghiul cum nu e. Imediați mi-e în continuare? Da. Deci s-a arătat că mi se pare, da? Da, da. Amândouă. Găsiți-mi unghiul de aici. De câte grade e? Câte grade are unghiul? EB. EB e latură comună. Da. După aia, care mai era AB cât BF. De ce AB cât BF? Pentru că tu mi-ai demonstrat. Nu, AB cât BF. Nu că am demonstrat. AB cât BF. A, vezi că e între unghiul echilateral. A, stai mă. Deci A, o scriu un pic mai jos. AB. Ca să băgăm unghiul între ele, știi? AB. Congruent cu... Congruent cu... BF. Spunem din ipoteză, da. Din ipoteză. Așa. Așa. Și mai trebuie da. Adică AMC, nu? Deci unghiul A, M, C sau E, M, F sau... AMC. Important că sunt prelungiri. Nu știu ce litere folosești, important să prinzi unghiul de acolo. Da. Deci... Așa, și mai este unghiul F, B, E și A, B, E, deoarece s-au pus la vârf. Nu cred. Care ai spus E, B. F. Da, ăsta de aici. Da, și... A, dar din ala de ce se formează unghiul de la F, B, E? Din 90 tot plus 60, nu? Dar nu știu din ce se formează, ce-a rămas bietul de el. A rămas așa. Din coace, știu că e 90-60. Da. Dar cât sunt împrejurul unui cub? A, 360 minus 9. Minus 90, minus 60. Minus 150, direct. Și minus încă 60. Așa, ia să vedem. Deci, 360. 60 minus 150. 150. Gândiți la problema ta, că e faină. 210. Deci, cât a rămas? 210. Da. 210 minus 60-ul, celălalt. Deci. 150. 150. E cât a rămas? Deci e perfect. Deci e perfect cât a rămas, da. E numai bun. Da. Deci spune-mi pe unghiul care. Citește. Unghiul FBE. 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 E congruent cu ABE. ABE. E și în paranteză motivă în care e 150 de grade. Așa, 150 de grade. Dar dacă nu te încrede cineva, tu trebuie să spui. De o parte spui că e măsura lui EBF, zice măsura lui EBF, așa trebuie să redactezi. Măsura lui EBF, că ăsta a rămas da. Problema. Este egal cu 360 de grade. 360 de grade, minus 150 de la ăla. Da, și minus încă 60. Uh-huh. Face 150 și atunci el a înțeles că tu 150. Ai calculat. Da? Și acum, din ăsta 3, conform... Din ăsta 3, conform calibrei latură, unghi latură, rezultă că triunghiurile EBF. Triunghiul luat în discuții EBF. Congruent cu triunghiul AEB. Triunghiul AEB. Și triunghiurile fiind congruente, da. Rezultă că... Toate elementele care nu le-am luat în discuție sunt congruente. Adică două câte două. A e congruent cu AEF. Nu? Da. A e congruent cu AEF. Ceea ce trebuia să demonstrăm. Perfect. Așa. Și să spunem și elementele cealaltă, că așa ne-am obișnuit. Ia să vedem care mai sunt unghiuri. Adică. Ia să vedem când folosim unghiul FBM. Acum unghiul EBF. Ba nu, noi l-am folosit. Unghiul EFB. EFB. Foarte bine. Unghiul EFB. EFB congruent cu
A, E, B. Congruent cu E, ai spus cum? E, F, B cu? E, F, deci am spus E, F, B cu A, E, B. Cu A, E, B. Pare cu ăsta? Da. A, D. Deci, ai zis E, E, F, B, adică asta da. De aici, care se uită spre B, F, da, și spre B, E. Da. Și tot spre B, E se uită și cine? Din triunghiul celălalt. Ăsta, A. Asta de aici, da. Bagă-l la mijloc. B, A, E. Cu B, A, E, nu? Da. Tu n-ai spus așa, parcă. Nu. Cu B, A, E, te duci în E acolo. Cu B, da. A, E. Și în sfârșit, al treilea unghi cu al treilea unghi, adică... Care mai era? Unghiul din B sau unghiul din E? Păi B-ul l-ai folosit. Da, și un F, A, unghiul din E atunci, adică unghiul A, E, B. A, E, B cu? A, E, B, congruent cu F, B. A, E, B cu congruent cu F, cât? E, B. F, E, B. Cu F, E, B. A, de subliniez aici. Sublinează și pe ăsta, că e tare de tot. A, trebuie să-l folosim mai încolo, pot să pariu. Aproape pot să pui pariu, sigur. Ce spune ție că unghiul ăsta de aici, A, E, B, 1 să notezi, E 1, cu 2. Ăsta e 2. Stați puțin să notezi. Deci E 1. Cu E 2 sunt congruente. Păi, buie nu-i bisectorii? Asta e. Atunci rezultă că dacă îl împarte pe ăsta în două, îl împărți în două. Da. Da? Deci rezultă că aici bâie, uite că noi am rezolvat rapid aici, da? Că ne-am folosit de chestia asta. Deci bâie... Bâie e bisectoare. Bisectoare. Bisectoarea triunghiului. Nu triunghiului, a unui unghi. O, ia să vedem, ia. E, B, F. Nu? B, E, bisectoarea lui A, E, E, F. Că dacă 1 și 2... Așa, A, E, F. Deci, bisectoarea unghiului... A, E, F. Bisectoarea unghiului A, E, F. Care tocmai s-a cerut aici. Bisectoarea lui A, E, F. Deci noi am rezolvat și punctul următor. Da, acum trebuie să zicem că e F, B, cât ce e F, e parcă, nu? Nu, că am spus. Bisectoarea, am terminat A, E, cât e F. Da. Am terminat aici congruențele astea și am, din faptul că am îndrăsnit noi să scriem și că alte elemente sunt congruente, asta ne-a ajutat ne-a ajutat foarte rapid să putem constata că deja B, E este bisectoarea lui A, A, E, F, da? Da. Și cum am avem de arătat că F, B, apropo de asta, dacă e bisectoare, cum am spus că este A, E, cu E, F? A, E, congruent. Și bisectoarea într-un triunghi isoscel. E și mediatoare și mediană și plină perpendiculară aici, da? Da. Foarte parcă tare. Parcă așa eu. Foarte tare. Deci aici notăm cu M, cu nu cu M, cu P. Și unghiul de aici este de 90 de grade. Deci, foarte importantă chestia asta. Tare. Deci, faptul că e B, e bisectoarea într-un triunghi A, E, F, adică și el este isoscel. Adică și e V, atenție. E, B, fii atent aici, E, B, noi să facem la ea cu joarea chestia asta, dar continuăm pe altă culoare acum. Deci E, B, da. O pica perpendicular pe A, pe A, F, pe toată A, F. Dacă pică perpendicular pe A, A și cum ăsta și noi am prelungit-o pe A, F. În M. Până s-o întâlnit cu ce e. A, păi dacă s-o prelungit de la A, F și cum triunghiul A, E, B, e echilateral. Unghiul care triunghi A, A, E, B, echilateral și pui la mijloc, rezultă că nu e F. A, dar noi. Uite, atenția, de ce faină chestie. Deci câte grade are unghiul ăsta? Păi, 90. Grade. Cât are ăsta, dacă e F, V, în prelungire? Tot 90. Nu. Cât are ăsta, așa? 180. Dacă are? Cât are unghiul ăsta? C, F, B. C, F, B. Păi,
60 de unghiuri. Da. Că ți-s unghiurile chiar treabă. 60. 60. Și 90 și cu 60 sunt 50. 90 și 50? Și ăsta cât ai rămâne? Tot 150. Păi, niciun astea ești vizină ăștia. Cât suma unghiurilor unui triunghi? Câte? 360. 180. Nu. A, unui triunghi e 180 așa. În jurul unui punct e 60. Păi, asta ziceam și mirul ea. Da? Deci, suma unghiurilor unui triunghi este cât? 180. 180. Minus 150, nu? Da, și-o rămas lucrul ăsta din 30 de grade. Ce da? Simplu! Da! Hai de mine, foarte simplu, Adi. Dar hai să vedem că aici a fost problema foarte frumoasă. Da? Da? Ce tare! Deci, vedeți, s-au legat lucrurile. Una din alta. Păi dacă facem figura corect? Și anume, Adi, FB. Am constatat noi la un moment dat că avem de arătat că A e cât e F. Și ne-am străduit, am găsit cele două triunghiuri în care A e, a intrat în triunghiul A, B, E. E, F a intrat în triunghiul E, B, F. Am arătat că sunt triunghiurile congruente. Și obișnuiți să spunem că și celelalte elemente sunt congruente două câte două. Am mai adăugat că A e B. Unghiul ăsta e B, care privește spre AB, este congruent cu unghiul din triunghiul celălalt, cu B e F, pentru că privește spre B, F. A? Și unghiurile fiind congruente, iată că se întâmplă ca într-un triunghi, în A e F, în A e F, să avem A e B, congruent cu B e F. O semidreaptă în interior, care împarte unghiul A e F, în două unghiuri, congruente. Ce calitate capătă aceasta? Bisectoarea unui... Da? Bisectoarea unghiului acesta, care trebuie arătat. Dar dacă e bisectoare, într-un astfel de triunghi în care A e, e cât e F, triunghi, ce fel de triunghi este acesta când A e cât de F? E triunghi isoscel. Da. Și într-un triunghi isoscel. A, la latură... Bisectoarea. Bisectoarea coborâtă din vârful acesta. Și mediatoare și înălțime. Și înălțime și de toate. Deci este, iată, este... 52. Așa e, perfect. Este înălțime. Și fiind înălțime, acum ochiul meu părăsește toată figura și ne întoarcem și ne uităm numai în triunghiul M, P, E. Deci suntem în triunghiul M, P, E. Pentru că în triunghiul MPE am un unghi 90 de grade. Unul de 60. De aici. Da, și 180 minus. Rămâne la de 30. Asta se cele am problemat. Dar ați uitat că suma unghiurilor unui triunghi este 180. A zis 360 amândoi. Da. Felicitări! Deci atenție multe. Suntem cât se poate de frământați să găsim influența din aproape, tocmai, unghiul ăsta trebuia să arătăm, și că... Și că e perpendicular M... M, din M pe... Unii pe M cu B, M cu B, pică, M, B, pică perpendiculară. Exact, fix. Pe E, F. Păi trebuie să demonstrezi asta, M. Trebuie să demonstrăm. Nu că e exact fix. B, B, F, Nu de cifră acolo și litere și o grade. Deci B-ul este aici, Adi, da? Uh-huh. Deci noi să notăm punctul ăsta am picat ea cu... X. Ier, hai să zicem, da? Deci trebuie să arătăm că M-B, prin B, important că prin B am dus-o, Miruna. Că eu n-am, am notat cu R la un moment dat unul tăiat. Pe EF. Deci MB e perpendicular pe EF. Da. Păi... Să luăm triunghiurile MPB și MPB și MBC. Da, hai să luăm MPB, să vă urmărim pe Adi și vedem ce vrea să spun MPB. De ce te-ai dus la triunghiul ăsta? Ce ai tu ca obiectiv? Pentru că acolo avem un din 90 de grade, știi în primul rând, și avem latură comună. Cine? Pe MB, dacă luăm triunghiul MBC, care... MB... Ce? Și cu triunghiul care ai zis tu? Deci,
triunghiul MPB și triunghiul MBC. Care MBC. Nu sunt. Asta nu-i, asta e dreptunghic, dar ăsta n-ai niciun motiv, că ai 90 și încă ceva în plus. Deci nu-i, nu-ți pot să spui că sunt congruente ceva, n-ai nicio legătură. Adi, am să vă spun așa. Uitați, dacă duc înălțimea într-un triunghi pe asta, ce înălțimea este perpendiculară pe opusă, da? Și o duc și din partea cealaltă, ele se întâlnesc două înălțimi în într-un punct H, cum îi spuneți voi. Hai să mă întâlnesc cu A, B, C. Am dus înălțimea A1, CC1, a treia care trece pe acolo, prin H. Cercul centrului... Nu, atenție, nu te grăbi. A treia care trece pe acolo e tot înălțimea. Și cum se mai numește și ăsta? În punctul ăsta se numește ortocentru. Așa. Da. Deci dacă două, atenție, Adi, dacă două s-au dus pe acolo, a treia care trece pe acolo, nu, a treia care trece este tot înălțime, din faptul că sunt concurente. Uh-huh. Înălțime într-un triunghi sunt concurente. Adică perpendicular. Da. Așa. Acum. Păi B este. Noi avem așa, că e înălțime în triunghiul ăsta. Da. Dacă am putea, visăm acum. Dacă am putea arăta că și FB este înălțime. Este. Din ce motiv? Eu nu știu. Păi se luăm repede triunghiurile care îl conține prin FB. Dar cred că am demonstrat, domn profesor. Undeva s-a demonstrat că FB e bisectoare. Exact. Adică da, corect. CBF. Stai să vă zic imediat. CBF, triunghiul ăsta, cu EBF sunt congruente astea două. Incongruente. Și unghiurile astea sunt congruente. Unghiurile astea congruente fac ca FB să fie bisectoare. Nu? Că dacă îl împarte în două pe ăsta, FB e bisectoarea unghiului CFE. Da. Deci când am arătat că triunghiul ăsta de aici, adică BCE, este cât B, E, F și am muncit acolo. Da. Și am arătat trebuia că... să am continuat noi și cu toate elementele congruente. Am spus la un moment dat că C, F, B, unghiul C, F, B, adică ăsta de aici, e cât B, F, E. Și fiind unghiurile congruente, imediat, ce se întâmplă cu o semidreaptă interioară care împarte unghiul mare în două unghiuri congruente? Este bisectoare. Da. Și iată-o pe FB bisectoare, FB bisectoare, între unghiul CFE, în CFE, care este isoscel, și atunci bisectoarea într-un triunghi isoscel capătă, adică, bisectoarea FB într-un triunghi isoscel este și înălțime și mediană și de toate. Și deci ea se duce așa perpendicular. Și dacă se duce aici perpendicular, să notăm punctul S aici, iată că în triunghiul MFE am FS care pică perpendicular pe latura opusă, deci este înălțime. Corect. Am că e P înălțime și cum ele s-au întâlnit într-un punct B, atunci cea de-a treia care trece pe acolo, MB, este tot înălțime. Și perpendiculară. Deci MB e perpendiculară pe E, F sau l-am notat cu noi R, punctul în care se duce. Dar e important că în triunghiul apărut, construit M, F, E, am deja două înălțimi pe F, S și pe E, B. Da? Pe E, B. E, P. E, P. Două înălțimi. Și atunci a treia, B capătă calitate de ortocentru. B capătă calitate de ortocentru. Care trebuie să începe în B. Toate în B. Deci, iată-l pe B în calitate de ortocentru și obligă pe M, B să fie a treia înălțime. Că două sunt, nu? Asta este una. Cealaltă este a doua. Și a treia care trece pe acolo e tot înălțime. Deci ăsta este modul de a fi gândit la această problemă. Să o Da. Să o oprim și să...